Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. În această seară, invitatul din studio este Alexandru Arseni, deputat în primul parlament, expert în dreptul constituțional, doctor habilitat în drept și conferențiar universitar. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Probabil telespectatorii au înțeles deja care va fi tema dezbătută astăzi și vreau cu mare atenție să ascultați pentru ca să înțelegem ce ne trebuie nouă și dacă este timpul potrivit pentru Republica Moldova să trecem la ceea ce ne dorim noi să discutăm astăzi. Și vreau să vorbim este necesar pentru Moldova să devină o republică prezidențială la moment sau nu? De la început ca telespectatorii noștri să intre în esența acestui subiect aș fi vrut să explicăm așa în termeni mai accesibili ce înseamnă această formă de guvernament care sunt ele și avem trei cele mai răspândite republici Acum. prezidențiale semiprezidențiale și parlamentare. Noi suntem republică parlamentară sau unde am ajuns? Răspund și explicăm pentru că este necesar aș reveni la ce ați spus dumneavoastră cine trebuiește nouă cetățenilor Republicii Moldova acest lucru trebuie să treacă fier roșu. Nu lor cei care guvernează, ei că ei au interese de moment și așa mai departe. Cine trebuiește trebuie nou cetățenilor. În 99 a avut loc referendumul constituțional inițiat de președintele Republicii, care tot aborda problema ce fel de guvernare, nici o formulă corect din punct de vedere juridic și constituțional. Și a avut loc referendumul. O parte o înțeles că să avem republică prezidențială. Dar ce e asta? Nimeni nu știe. Mm -hmm. O să avem republică de ceilalți. Ca până la urmă, Parlamentul în 2000 se dă într-o parte voința poporului exprimată, la care s-au cheltuit peste 40 de milioane de lei din buget mm -hmm. și au făcut reforma constituțională așa cum au gândit ei. Mm -hmm. Este necesar ca să înțelegem cu toții și să nu fim prinși în mrejele Inițial, parcă au interes, dar toți cei care sunt pentru au să ne întunecini uh, nouă mințele. Se confundă. Avem două instituții în dreptul constituțional care se referă la orice stat. U, prima instituție este forma de guvernământ uh -huh. și a doua regimul politic. Forma de guvernământ în Constituție e Republică. Uh -huh. Dar iarăși lărgim puțin. Sunt două tipuri de forme de guvernământ. Monarhia și republica. Și republica. Uh -huh. Forma de guvernământ actualmente se referă doar la modalitatea de desemnare, vă rog să fim, de desemnare a șefului de stat. În monarhie, acest lucru se face prin succesiune, adică regile, fie mama regină, fica regină. Ficiorul reginei preia după ce ea abdică sau, în funcție mm -hmm. de situație, da, numește... el ia tronul. Parlamentul și poporul nu are nici o atitudine vis-a-vis -vis de desemnarea monarhului. Este o tradiție și merg mai departe. Republica, adică statul în care oamenii se guvernează prin vot, se împarte și ea în două. Iarăși, după modalitate de desemnare a șefului de stat. Nu e altceva. Nu e altceva. Cândva era tot la un loc. Și structura de stat și regimul. Acum avem doar modul de desemnare. Și avem două tipuri de republici. Două. Vă rog să ținem minte tot și să nu confundem. E ușor de. și o să vedem uh -huh. de ce. Avem republică parlamentară și avem republică prezidențială. Care este deosebire? În Republica Parlamentară, șeful de stat președinte de republică, prezident sună parcă mai bineșoară, da, dar asta e vorba. Este ales de către parlament. Uh -huh. Parlamentul alege șeful de stat. În Germania, în Italia, este o... model pentru aceste, da? Ca, da, model uh -huh. clasic. De aici și -a Este o lergire. Deci societatea civilă tot la ședința de parlament vine și votează șeful de stat. Poporul prin vot universal, nu are nicio atribuție la desemnarea președintelui de republică în republică parlamentară. Uh -huh. Așa cum a fost Republica Moldova din 90, din uh -huh. septembrie până în decembrie. 91, 91 da? Când noi, parlamentarii primului Parlament, Parlamentul Independenței, am adoptat legea, completând legea cea sovietică cu această instituție a președintelui și am spus că președintele, că era scris în textul, uh -huh. textul Constituției, nu noi am spus. Se alege prin vot universal, dar primul este ales de către Parlament. Mm -hmm. După această perioadă, din 91 până în 2000, am avut Republică prezidențială, prezidențială. Mm -hmm. ca formă de guvernământ. Deci, deja șeful de stat a fost ales prin vot popor. universal, egal, direct, secret și liber, exprimat Exprimal. ca formă de guvernământ. Deci, atâta doar. În 2000 a fost această modificare, contrar uh -huh. opinii expuse la. Care referiedru. se trage până acum această istorie, da, da? Și... și se prelungește. Nu. Și s-a trecut la republică. Nu Vorbesc despre confuziile și lacunele pe care a, au fost acus. lăsate și au fost să Ajungem, Asta -i... Asta -i... La, ele. Da, ajungem ele. la ele. da. Deci în 2000 s-a revenit la forma de guvernământ Republică parlamentară, adică uh -huh. șeful de stat era ales de către. Deputați parlamentari, noi, poporul, nu aveam nicio atribuție. Mm -hmm. După hotărârea curții. Dar bine, și atunci a fost acea luptă între Parlament și președinție și asta... asta a fost așa. Mm -hmm. S-a revenit la acea formă de guvernământ care am avut-o, doar cu un singur scop, de a-l împiedica pe domnul Lucinski să mai candideze și să fie ales de, prin mm -hmm. vot universal. Atât. Deci au fost niște scopuri meschine, de interes. Iată de ce își anticipez. -o. Constituția trebuie să fie adoptată de către popor, uh -huh. pentru că poporul este mai stabil în gândirea sa, este mai rațional, nu are interese de grup, dar interese generale. Și uh -huh. dacă Constituția este adoptată de către popor, ea are legitimitate, pentru că poporul, asta e Constituția poporului. Uh -huh. Și atunci partidele politice nu mai pot interveni când le trăsnește prin cap să facă aceștia. Deci cu hotărârea Curții Constituționale din martie 2016, s-a au făcut acele s, schimbări. Făcut, s făcut o singură schimbare, articolul 78, 78. prin care s-a revenit că șeful de stat este desemnat prin vot universal, egal, direct, secret și liber, exprimat uh -huh. Și am revenit la forma de guvernământ prezidențial. A fost un element, a fost un element de deblocare situației care urmărea Republica Moldova și nu era posibil uh -huh. ca să fie? Eu aici am altă opinie. De ce? Cu altă ocazie, da. Uh -huh. Nu s-a dezblocat, s-a blocat încă și mai și tare. Și mai tare? Și mai tare. Pentru uh -huh. că Comisia pentru Reforma Constituțională, creată prin Decretul Prezidențial în 2010 a pregătit o nouă redacție a Constituției cizelată de la primul până la ultimul articol și dată Constituția Poporului, a lui. Uh -huh. Constituția actuală cu care avem noi e uzurpată de cei care ne conduc, noi nu avem nimic cu ea. Ne pun ce vor la momentul lor. iată în ce toată tragedia. Și s-a făcut aceea, Dar partidele care au venit, așa zise, europene, au văzut că eu aici nu am interes, eu aici nu mă pot promova și nu votăm acest modificat. Deci asta este forma de guvernament. Deci Moldova a trecut până acum în toate formele de uh, Da, în toate formele de guvernament. Și, și am, ajuns ca... acum, am ajuns acum că este un stat cu regim parlamentar. Nu. Nu? Nu. Aici e toată problema. Deci s-a trecut prin toate aceste forme, numai că monarhia n-a reluat. Da, dar asta restul, e mai lipsit în... Nu, dar poate nu era rău, că sunt da, monarhii, e, dreptul fiecare, după Constituție, uh -huh. da. Pentru că au făcut-o din interes partidele politice, nu masa de oameni, cetățenii cu drept de vot, electoratul. Și proiectul de Constituție se pregătește de specialiști în domeniu, constituționaliști, teoreticieni, politologi, istorici, economiști, repede, și filosofi care văd societatea în ansamblu uh -huh. și pot propune căile de soluționare. Iată de ce am trecut, toate sunt Noi, în prezent, suntem în republică prezidențială ca formă de guvernământ Pentru că da, șeful stat Dar de, de, da, de faptul ce e în Republica Moldova Dați să nu confundăm okay. de iure și de facto Eu vorbesc mm -hmm. de iure După Constituție mm -hmm. Articolul 2 Articolul 1, mai iertați, alinea 2 Spune că forma de guvernământ este Republica iar articolul 78 arată că această republică își alege șeful prin vot universal, de către cetățenii. Adică este republică prezidențială. Și am încheiat subiect. Da, dar sunt niște confuzii acum. Ajungem, Stați, la, asta. ajungem uh -huh. la confuzii. Confuziile poartă un caracter de propagandă. Dacă ți-ai asumat responsabilitatea, ți-ai înaintat candidatura și ai participat la legile prezidențiale, uh -huh. fără să-ți dai seama în genere duci, Uh -huh. apoi mă scuzați de ce dumneavoastră să constituție? Se... Păi pentru că uh -huh. respectivul actualul președinte a pus mâna pe Constituție și-a dat jurământ uh -huh. și la alegeri s-a dus după Constituție să dacă i-au fost modificate prerogativele și, și atribuții lingodat, uh -huh. nu vă, lăsați prerogativele în pace prerogativele sunt suficiente în Constituție numai că problema cu excepția domnului Snegur merge. Restul președinți au ignorat și s-au jeluit când nu au împuterniciri. Ei nu le-au respectat pe cele care erau în Constituție. Uh -huh. Și ele sunt suficiente. închipuiți vă că regina Angliei, mâine spune, stați să că e băieți. Dar eu sunt regina Angliei cu așa dinastie și eu am mai puțin împuterniciri decât are președintele Republicii Moldova, după Constituție. Regina Angliei are cu mult mai puține împuterniciri decât președintele Republicii Moldova. Mm -hmm. Dar el îndeplinește după Constituție. Pe când actualul președinte, ca și domnul Lucinschi, se spune, nu se uitau la Constituție. Ei, o și spus spus, voi profesorilor, citiți Constituția pentru studenți, noi avem alte legi. Așa nu merge. Acum ne revenim la al doilea instituție foarte importantă, și anume regimul politic. Mm -hmm. Dar regimul politic nu înseamnă altceva nimic decât ansamblul organelor superioare de stat, Parlament, în primul rând, ca asta e voință poporului, șeful de stat și guvernul. Iată, acestea se încadrează în regimul politic, ca instituții și ce este mai important, metodele și mijloacele prin care aceste organe exercită puterea de stat în numele poporului. Aici e toată problema. Mm -hmm. Și aici avem, da, la Republică, avem trei, de fapt, ca regim politic, sunt trei regimuri politice. Pentru că, să vorbim, regimul politic prezidențial este caracteristic pentru America. Mm -hmm. Unde pentru președintele acolo, emite aici, și legi? Nu, președin... nu, nu, nu mm -hmm. vă grăbiți. Mm -hmm. Nu vă grăbiți. Dar Pentru să... că în America șeful de stat este ales prin vot universal De către popor, așa? De către popor și prin electori, ca cu ei combină Dar în același timp el este și șeful guvernului puterii executivii Puterii executivii monocefală El e și președinte de republică, el e și șeful guvernului Aici în America coincide Forma de guvernământ cu, cu regimul, regimul politic și puternicii respective. Președintele statelor unde le merge nu poate dizolva Parlamentul, nu are niciun drept. El își îndeplinește atribuțiile conform articolului 2 din Constituție. Primul uh -huh. articolului Parlamentul, 2 șeful statului. Și atât. Da, el vine în fața Senatului și spune, stimați senatori, persoana X, eu o înaintez la funcția de ministru al apărării. Senatul ia dezbateri asupra acestei candidaturi. Integritatea, profesionalism, cariera și multe altele și spune, ok, noi dăm acordul. Și el îl numește. Fiecare ministru este responsabil în fața șefului statului. Noi avem regim parlamentar? Noi avem regim semi prezidențial. Mm -hmm. Dar să o spunem, prezidențial, am înțeles? Da, am înțeles, cu forma de guvernament. Nu, iarăși. Uh -huh. Forma de guvernament a dat-o de parte. Uh -huh. Noi suntem ca formă de guvernament Republică Prezidențială. Uh -huh. Numai... Regim semiprezidențial. Da, acum regimul politic. Uh -huh. Stați să o luăm pe rând așa. Haideți. Ca păi, să nu încurcăm lucrurile. Și telespectatorii, deci, să nu orice așa. Da, păi anumic doar am venit uh -huh. să explicăm. Pentru că avem... oamenii după sinceritatea lor și educație așeze. Dacă vorbesc de sus, cred că e corect. Și noi parlamentarii 90 Parlamentului 90, ne-am gândit că cei care vor veni după noi vor continua aceeași linie de a respecta interesul general, de a constitui un stat de drept, dar am dat greșeală. Și nu-i vina noastră. Dar iarăși. Deci să, lămurim Bine, să situația. Explicăm, da, situația. Așa, avem regim politic parlamentar. Uh -huh. Parlamentar. Aici șeful statului, iarăși, este ales de către popor, dar intervine. Următoare situații. Anglia, Belgia, Norvegia, sunt monarhii și Spania. Monarhii, ca formă de guvernământ. Uh -huh. Dacă ca regim politic, sunt au regim politic parlamentar. Uh -huh. Pentru că parlamentul este ales de către popor, cel puțin o cameră, camera comunilor în Anglia, pentru uh -huh. camera lor zilor e prin ereditare, prin moștenire. Și au prim-ministru guvernului uh -huh. care este responsabil în fața Parlamentului. Și avem putere executivă, monarhul, în vârful puterii executive și guvernul în frunte cu prim-ministru. Iar acasă se numește regim politic parlamentar. Și noi am avut regim politic parlamentar până în 2016. 2000. Dar regimul politic-parlamentar, deci avem șeful de stat, uh -huh. așa și ales. Acum suntem tot la regim politic, dar deja semi Vom vedea de ce. La regimul politic-parlamentar, deci șeful statului este desemnat prin de Parlament, dar puterea executivă e bicefală. Două persoane, președintele de republică este doar șeful statului cu funcții foarte clare determinate în articolul 77 din Constituție și cu prerogative care sunt spuse în Constituție pentru a realiza aceste funcții de garant, așa, de reprezentant și mediator. Aceste... Guvernul are în frunte prim-ministru ca instituție și această instituție este responsabilă în fața Parlamentului nu a șefului de stat, cum Statele Unite, în în fața Parlamentului, așa cum în Anglia, sunt în fața Parlamentului. Și mai departe, în America, cabinetul de ministri nu se întrunește în ședință comune. fiecare lucrează după Constituție și legi, pe când în regimul politic parlamentar, guvernul este un organ colegial. Adică el se întrunește în ședințe și dacă vine momentul de demisie, de vot de neîncredere se duce tot guvernul. Uh -huh. Parlamentul american nu poate să-i dea vot de neîncredere guvernului pentru că el este ales de către popor și fiecare este responsabil cu tot altceva. Și acum revenim, revenim la, la ale noastră, regimul, regimul politic, politic. semiprezidențial. Ce ce avem Acest acum? regim are implicate aceleași instituții, parlamentul, șeful de stat și guvernul, numai că Conține elemente de la un regim prezidențial de la celălalt. și de la celălalt. Așa, în regimul semiprezidențial sau semiparlamentar, aici uh -huh. de chestiuni care nu... De, de, de... de noțiune doar. Da, 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 uh -huh. de noțiune. Șeful statului este ales de către popor la regimul parlamentar de către parlament. La regimul prezidențial șeful statului este în același timp șeful guvernului. La regimul semiprezidențial Iarăși avem puterea executivă, bicefală, șeful de stat și guvernul în prim -ministru. cu prim-ministru. Iată aceste combinații. Noi suntem în prezent, în Republica Moldova, în cadrul sau pe regimului politic semi semiprezidențial. Cu președintele, ales, cu președintele ales de unic, către popor, prin de vot către, universal, uh -huh. egal, direct, secret și liber, exprimat. Deci el trebuie să reprezinte voința poporului. Sigur că da. Uh -huh. Asta este scris cu linii roșii de la articolul 1 până la articolul 43. Și inclusiv, acum să revenim la, la decizia pe care și-o asumă președintele nostru, Igor Dodon. Dodon, faptul că vrea să inițieze o, o colectare de semnăturilor pentru a schimba uh, regimul semiprezidențial în unul prezidențial. Uh, Inițiativa aceasta este justificată, și cum uh, poate fi îndeplinită corect în Republica Moldova, și care ar fi următorii pași juridici? Eu aș începe, poate, așa obraznic, dar urmează ca și cetățenii noștri să o știe. Dar, în general, Dumnezeu știe ce vrea. Păi, desigur, pe păi dacă și-a asta. Nu mai asta... știi, nu vă spărați. Dacă știa dumnealui nu candida la funcția de aceasta pe, în ne -a foarte categoric în, situația asta. Păi păi nu ne jucăm ales... cu Constituția, nu mă interesează. A fost ales de majoritatea populației. a fost populației. ales, uh -huh. Lasă respecte Constituția. Dar ce nu respecte? mie mi-e interesant. Ce nu respecte? Pentru că este irresponsabil. Dar cum poți să el... dar... dar, și nu se vede? Ce... orice acțiune ce lui, irresponsabilitatea? Păi orice acțiune a lui și orice inițiativă vine în contradicție cu Constituția. Absolut. Ce înseamnă cu aceste acțiuni și la Comrat și cearta cu vecinii și cu Ucraina și cu România și alte acțiuni, toate practic că eu vreau referindu-mă că se dizolvă Parlamentul. Pentru ce? Parlamentul este organ reprezentativ suprem al poporului. Pentru că dacă dumnealui, cum ziceți dumneavoastră, a fost ales de, de popor și orice inițiativă pe care și-o asumă este în spate are poporul, în cazul în care își, dorește, dorește poporul ceva greșe. să facă, Noi atunci președintele trebuie să realizeze. Și dar dacă poporul, în spatele dacă Parlament, da. și în spatele, în spatele parlament tot stă voința poporului. Păi, da, dar dumneavoastră da, considerați voințe, că Parlamentul reprezintă voința poporului la momentul actual? Nici unul nici o altă instituție nu reprezintă interesele poporului. Și atunci unde categorie. este poporul la păi da, eu fac, în, de... tot, în tot dialogul ăsta dintre parlament, asta guvern nu și președinție, stimație, este, doamne, este, este o, o gălceavă Este și un, un conflict. nu e conflict deloc. Este aruncare de praf în ochii noștri ca să fim sustrași de la problemele Bine, esențiale. Bine, dar ca să, ca să generalizăm, Republica Moldova, după ce a trecut prin toate astea, e ce este necesar pentru ea ca să se liniștească și să nu fie această uh, uh, luptă în, uh, continuă? dintre Parlament, Guvern, Președinție sau președinte. pentru că, după mentalitatea moldoveanului, noi suntem obișnuiți că nou ne-ar fi trebuit să fie un om care să răspundă pentru toate, un om care să-și asumă niște responsabilități, niște riscuri a unui popor care de 26 de ani tot tind spre o democrație europeană și nu mai ajunge la ea, pentru că ea la noi s-a transformat în pseudodemocrație și un haos la moment și uh, uh, nouă ne, ne este mai favorabil să avem o, o Republică prezidențială, un regim prezidențial. Vă spun din start. Sigur că nu. Dar cum să existăm mai. Pentru că... De... Noi mergem unde mergem, noi nu mergem înainte. Noi stagnăm acum. Noi ne-am oprit nu, în noi întuneric. Noi nu stagnăm, nu sunt de acord cu dumneavoastră și cu mentalitatea. Eu tot sunt român, basarabean, moldovean, cum doriți dumneavoastră, urit dumneavoastră, etnic moldovean. Tot, uh, nu ați considerat că tot drumul asta ca... acum este corect? Noi, noi ne deplasăm uh, corect, pe de. făgaș corect? Deci. Reglementările constituționale de astăzi sunt foarte și foarte favorabile pentru a mișca societatea înainte. Curtea Constituțională a avut dreptul să intervină în Constituții la e, cheremul unor partide? E, am să folosesc o expresie așa mai eligor. Întrebarea este clară, răspuns nu voi fi. De ce? Pentru că v-am spus că asta este o temă parte cu această modificare a articolului 78 din martie 2016 care chipurile cu dorința de a face bine, am ajuns la Unde ce, am avem? Ajuns? ce am avem. Păi da, are dreptul Curtea Constituțională să fie politizată sau este un da, organ apolitic? Sigur că nu. Curtea Constituțională este un organ de jurisdicție constituțională, așa spune articolul 134 alineatul 1 din Constituție, adică ea are competența de a supraveghea la supremația Constituției și orice ce legi adoptate de către Parlament, hotărâri de guvern decretei prezidențiale să nu vin în contradicții cu Constituția. Pe Dacă vin, sunteți de acord atunci Curtea Constituțională a executat niște comenzi de partid? Partidice. Nu pot să afirm lucrul ăsta, nici într pentru că nu am probe. Ceea ce bănuiesc eu îi alte mâncare de pește. Și în cazul în care, în 2000, s-a făcut acest uh, mișcare care a, la moment a survenit a fi o, o lacună și o, o situație care duce în, în criza discuția, dialogul între partea uh, prezidențială și partea uh, legislativă și a guvernului, de ce să nu schimbăm lucrurile ca să facem? Că nu avem o desăvârșire nici într-un regim, nici în celălalt regim. Haideți să ne clarificăm Dar în al treilea eu regim. Eu vă, vă răspund, mi asta. Niciun regim nu-i bun, la perfecțiune și în același timp e și rău. Nu constă în regimul politic pe care îl acceptăm poporul să înțeleagă, pentru că și sistemul electoral poporul început să înțeleagă prin reprezentarea proporțională, îl vedem fiecare cu ce se ocupă partid. și avem împreună. Dar asta e altă vorbă. Uh -huh. Problema constă... Cine vine la guvernare? Iată, aici avem problema numărul unu în Republica Moldova. Bine, num problema numărul unu. Președintele Nicolae Timofte a fost un președinte care Repu moldovenii au, fost, au trebuit să fie mândre și a fost un model de republică parlamentară? Iar Regim... da, intrăm în detalii deja la, la, analiza acțiunilor. Eu rămân totuși pe făgașul ca noi cetățenii să o pornim de la un capăt. Dar care capătul, domnule? Constituția! Constituția? A fost schimbată. Iarăși. A fost schimbată. Și este o uzurpare a puterii. Dar de ce s-a petrecut uzurparea puterii? Problemă. De ce? Domnul Voronin a condus Republica timp din 8 ani de zile cu regim așa de difer. Dar în pofida tuturor, iarăși, nu vreau să analizez, pentru că asta este o temă aparte și păi, o să o facă istorie. ajungem la ideea că e moldoveanul este necesar un regim de fier? Nu e moldovean. Dar unde e? ca și un om civilizat, înțelege. Duceți-vă și vorbiți cu oameni. De ce la noi așa? Oamenii Eu. spun că ei au nevoie de un președinte no. care să-i conducă și să răspundă de cele făcute. Poate. Nu mai răspund din nimeni. Lăsați să steți vorbi de, de filosofie. Noi... Oamenii spun că noi, la noi, în Republica Moldova, lucruri merg prost pentru că nu lucrează legea. E expresia... Pentru că... Corect. E expresia și pentru că partidele om... deja și-au și -au epuizat încrederea pe care au avut-o și care, dumneavoastră, Asta ziceți e... că reprezentativitatea în Parlament este a poporului. Asta Unde e problema este? lor. Dar... Luăm altă Pentru că regulă, uh -huh. regulă unanim recunoscută din antichitate. Dacă vrei să faci un lucru bun și metodele pe care le folosești tot trebuie să fie bune. Dacă vrei să faci un lucru legal, pornești de la Constituție. Da, da, Constituția, iar și este o temă, par, are multe lacune. Vă spun că acea reformă a cizelat, dar nu a luat foc. Și nu a luat foc din ce cauză? că în Constituție prevedea că după ce Parlamentul, modificarea, proiectul de modificare a Constituției, reformă a Constituției, după ce Parlamentul adoptă, Constituția este supusă referendumului și capătă votul popular, cel mai înalt credibilitate. Mm -hmm. După care deja partidele n-au ce face decât să respecte Constituția. Nu respectat, au fi cum spune la Berlin. Dar cum au fi nu să-l facem? O facem prin alegeri. Și dumneavoastră considerați că în 2018 Făcând alegerea așa cum ai mai mai făcut-o Noi putem să facem o schimbare? Dacă revenim la sistemul Reprezentării proporționale, da Dar dacă suntem în sistemul dacă mixt Dacă rămânem veci o să fie un haos Și mai mare Asta vă spun Din practica țărilor prin care au trecut uh -huh. Pentru că lipsește Simțul de răspundere Pentru acțiunile care le întreprind Parlamentarii prin discuțiile lor și atitudini. Șeful de stat, guvernul, prin hotărârile sale, instanțele judecătorești. Dar cum proc... pot fi pedepsite aceste instituții dacă ele își permit acum să, să nu aibă această Am ajuns, într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră, într-o situație cum la șac se numește în situație de pat. Mm -hmm. Și așa e rău, și așa e rău, și așa e rău. Păi, și atunci ar putea Evident, fi o schimbare -o, a sistemului. Nu ar putea fi o, nici o, sub un aspect. O salvare a situației de conflict. O luăm așa. Nu e conflict, vă spun. Asta nu unil ne dă în calitate de conflict. Asta este un joc bine dirijat, fiecare își continuă mai departe acțiunile sale negre de a jupuie această republică. De a nu răspunde, de a găsi răspundere Pe un șofer de la microbus Care nu are nicio acțiune cu acea infracțiune Care este lui incriminat Iată unde trebuie de schimbat mentalitatea Noi poporul În ansamblul nostru prezentăm o putere Foarte mare Dar trebuie să fim uniți ce lucru... Dar de ce atunci dacă noi poporul Reprezentăm o putere foarte mare Nu a fost permis referendumul pe 24 Septembrie care avea să spună Voința Iar... poporului dar președintele voința. are voie să, eu, să eu inițieze. Repet încă o dată. Are voie atât și cât. Și atunci aveți fi voința sta poporului. Nu, nu vă. Nu, uh -huh. nu deși vă grăbiți. Uh -huh. Aveți deja implantat ceva. Uh -huh. și mie. Nu am implantat nimic, vreau să înțeleg. E, are dreptul președintelui. Acest drept lui nu e interzis, dar atât cât prevede Constituția. Și atât. Și Constituția nu prevede inițierea prevede, și desfășurarea unui referendum. Prevede consultarea poporului prin referendum, ci ține de problemele generale ale națiunii, nu din moftul meu în calitate dar Acolo au fost întrebări generale. Da. Niciun fel de general. Eu se dizolv Parlamentul cu ce ocazie. Pentru că el nu mai corespunde voinței poporului. Dar el corespunde șefului statului? Da, l-au fost, Cum? Votat. A a, fost dar, votat. Și, și eu am fost votat. Aici nu ne dă nimic nou. Cum cu au fost cum? votați? Ei nu au mai fost votați. Pentru că Cin. au trecut. Au trecut 14 de acolo care au spus în față la dezbatere electorale, în fața mea, la dezbaterile mele. Au spus un lucru, s-au dus de partea cealaltă, au spus altceva. Încă doi deputați de acolo, încă deputați de acolo. Ei nu mai reprezintă voința poporului. Așa cum Aici au declarat. Aici cu dumneavoastră de acord 100%. Dar avem Articolul din și atunci poporul, jumătate stați. nu este reprezentat da, da. de nimeni la moment, și jumătate este reprezentat 25 de. 25% din numărul de alegători au votat pentru alegerea actualului președinte. Și asta e majoritatea? Vreți să spuneți? Președinte... Acele șase, șase adrese adoptate de către Curtea Constituțională, una după alta, care arată că au fost fraudate alegerile, asta e voința poporului? Asta e și retlic. Iar ca pentru asta. Stați un pic, dar cele 450 de semnături pentru, pe care le-a le adunat platforma, da, și-au fost. Patru, patru, 400, 480. Da. Deci, iarăși, organele respective nu și-au îndeplinit funcțiile după Constituție. Noi, Iar cum nu dem revenim acolo? Nu că vreau eu așa. Eu pot să vreau la mine acasă. Deci ajungem la ideea că Curtea Constituțională este necesară o, re o reformă. Curtea Constituțională este chemată să vegheze la Supremația Constituției. Păi dacă ea singură, în persoană, o încalcă. și un alt uh -huh. aspect. O încalcat admitem, și-a depășit prerogativele cu această revenire la legere prezidențială. Cu scopul chipurile să... Liniștească liniște. spiritele. Apele s-au oprit și mai tare spiritele. Uh -huh. Apele au dat piste măsură, găi? dar asta e alții vorbă. Pentru că nu s-a dus până la capăt acea reformă. Respunderea fiecărui pentru acțiunile care le face după Constituție. Eu vă spun încă o dată. Dacă noi neglijăm Constituția ca lege de baza poporului și nu cerem respectarea de fiecare care primește salariul din impozit, atunci noi nu mai ieșim din această mocirlă mă iertați de expresie, mm -hmm. că nu e chiar diplomatică, dar la noi așa Deci trebuie să o punem de la capăt. Constituția și poporul cum nu are dreptul? Articolul 2, alineat 1 din Constituție, spune foarte clar că suverenitatea națională, adică puterea în stat, în ansamblu, aparține poporului, care o exercită în mod direct și prin reprezentanți, Parlamentul și în mod direct, inclusiv și Revoluția. Poporul, dacă vede că ăștia, în loc să pună mâna pe carte, dar mulți din ei nu cunosc alfabetul, din cei din, ce, din mult din ei din de unde din parlament. Din parlament. Uh -huh. de, și din guvern. Ne-ați puteți cu siguranță Dan, spuneți asta că mulți uh, din ei dar, sunt se atât de slabi. Dar ce vede după acțiunile lor? Eu nu le-am citit, nu le-am făcut examen. Dar dacă fac Asta examen... în comparație cu, care parla? cu primul Parlament. Cu primul, cu care? sigur că da. Și cu... Deci wow. a rămâne a fi primul Parlament un Parlament model uh, pentru Republica da. Moldova. Da, dar asta sau, sau nu. Nu. tragem apă la noastră. Da. noi, noastră. Asta da? o, o lăsăm uh -huh. în afară, discuți. Bun, dar dacă revenim totuși la Parlament și președinte și acest confruntare, retragerea prerogativilor președintelui de către Parlament. Care uh, retragere? Pe care ar, a, le, le are, le ar fi avut în cazul în care. Care... care dar el le are după Constituție. Și lăsați să ne aducă domnul președinte un exemplu. Că iată, conform articolului cu tare, eu am încercat să realizez să vin în Parlament uh -huh. cu un mesaj că oameni buni, da, au fost comisii pe anchetă cu furtul ăsta miliardului, nu mai merge. Vă rog, luați măsuri ca miliardul să fie întors. Are dreptul, articolul uh -huh. 85 din Constituție, să adreseze mesaje în interesul națiunii. Și fost... vreți să spuneți că nu era din partea președintului nostru mesajul uh, cu retragerea miliardului în Undi? În referendumul Undi pe care l-a propus? Unde e mesajul? arătați l Cum? Und? Nu a avut? Nu Aici a avut. dumneavoastră nu ați fost atent, probabil. Uh, îmi pare rău, îmi pare rău. Eu urmăresc toate aceste acțiuni pentru că avem. Uh, da, în cu El trebuie să vină în Parlament uh -huh. la ședință specială și să anunțe că eu vin cu mesaj, domnule președinte. Ori conform Constituției și regulamentului Parlamentului, șeful statului are acces la ședințele Parlamentului nelimitat și dorința lui de a lua cuvânt este piste oricare rând el în fiecare mm -hmm. moment, poate a ieșit dumnealui în fața Parlamentului, se pune Parlamentul în situație. Eu am ieșit cu mesajul. Iată, a fost ședința cu tare, este procesul verbal, este stenograma, este cuvântarea mea publică. De ce nu faci? A făcut așa ceva? Nu a făcut. Cine a încurcat? Dar atunci când președintele spune că nu este de acord. Cu... Încă o dată vă spun. Când președintele nu este de acord cu alegerea unui sau altui ministru și până la urmă Parlamentul. Dar ce-i treaba dumnealui? Păi da, intră, în... intră în... Nu-i treaba dumnealui pentru că parlamentul conform articolului 96 bă, ertați, guvernul conform articolului 96 de Constituție răspunde guvernul uh -huh. de politica internă și externă și de administrația treburilor publice în Republică, Nu șeful de stat. Guvernul. Și Prim-ministru? Și și dumneavoastră cum aduceți un pic oamenii? Nu se... mai duc... este, este Republică tot regim Dar ce are semi domnul președinte cu... Semiprezidențial sau... E semiprezidențială. Așa cum e România, cum e Franța. Republica Și dacă, și dacă noi nu vedem figura domnului Dodon, dar vedem o altă figură aici. Nu mă interesează, nu e vorba de figură, e vorba de persoana care vine în funcție să știe foarte clar funcțiile sale uh -huh. și se le realizează. Și, și dacă... Și dumneavoastră considerați că Parlamentul și Guvernul știe foarte clar funcțiile sale și le realizează. Eu uh, am rezerve, dacă ei știu, am rezerve. Una la mână și a doua observ că ei nu au răspundere și civică, și politică, și juridică, să-și realizeze prerogativele stabilite în Constituție. Și mai ce mai este lipsă aici? Când e scris negru pe el, parlamentul face cu tare, cu tare, șeful statului face cu tare, cu tare. Guvernul vine prin ministru în fața parlamentului, nu în fața șefului de stat, dar în fața parlamentului și cere vot de încredere asupra programului de guvernare și asupra întregii componenți de guvern. Șeful statului nu are nicio atribuție la asta. După ce parlamentul, organul reprezentativ suprem, acordă vot de încredere, șeful statului oficializează această hotărâre uh -huh. prin decret prezidențial și numește guvernul și asistă la depunerea jurământului de către prim-ministru și membrii tot guvern. și după care intră în funcție. Asta e stabilit și în Anglia și unde vreți și în Burkina Faso, cum spune domnul meu profesor. Dar la noi nu e stabilit așa. E stabilit, numai cât de moa aici apare. Dar eu nu eu vreau așa. să de jurământ. Problema că viitorul ministru al apărării sau care au mai fi acolo, nu depune jurământ în fața șefului statului, dar în fața Constituției și a tricolorului și până asta... Cu păi dar dumneavoastră, față... dumneavoastră personal ați spus că Parlamentul și Guvernul deja nu-și mai execută atribuțiile și nu se mai... Noi și în vorbit... cazul în care se, se vede că ei o nu nu fac corect și nu... Trebuie cineva să oprească acest val? Eu vă spun încă o dată. Dar ce, ce, pe cine dumneavoastră vedeți care ar putea la noi în Republica Moldova, în situația în care suntem, să oprească uh, Parlamentul și Guvernul în greșelile pe care le face? Sunt mulți oameni. Cine? Nu o să dau de nume. E, cu astea, depășim uh, limita discuției. Trecem la persoane. Sunt, foarte mulți sunt, oameni responsabili, care cunosc lucrurile, își asumă responsabilitatea și dau soluții. Dumneavoastră considerați că guvernului ar putea să-i fie frică de președinte și se formează această confruntare? Nu guvernare. vreau să trec în. Uh, tărâmul ăsta, de frică sau nu, lor la toți le frică. Și la parlamentar, și la guvern, și la șeful de stat, pentru că o să vină timpul să răspundă. Mai devreme sau mai târziu. Pentru lucrurile care nu le-au făcut, dar trebuiau să le facă după Constituție. Dar cei de până acum au răspuns? Pentru că ei doar nu tot la fel nu au fost cei mai Sunt de patrioți acord. și cei mai, mai buni mult până ca acum. Atât. Mai mult ca atât. Noi doar nu suntem după 26 de ani de independență și de democrație la cel mai bun nivel de dezvoltare, de economie. Nu. Noi de... am dat-o înapoi cu mult. Și atunci ei de ce nu răspund? De ce noi acum așteptăm, ca, uh, -așteptăm. Uh, și vorbim despre lucrurile care se întâmplă noi... acum, dar am uitat despre ce s-a întâmplat 9 ani, așa. 10 ani, 15 așa. ani în urmă. Întrebare. Aveți postul nou născut, așa? Mm. așa. Eu Vă urmăriți dumneavoastră la câte posturi de televiziune se duc așa discuții, anume adresate oamenilor. Să fie clar. Iată, noi asta trebuie să facem, asta trebuie să cerem. De la primarul satului, de la consilierii satului, de la consilierii municipali, de la primar, de la parlament, de la prim-ministru și ministri, de la șeful statului. Uh -huh. Noi trebuie să cerem. De ce nu merg lucrurile bine? Noi Pentru am că rămas... oamenilor le este insuflat o frică. Oamenii nu vor să. Nu-i frică. Nu-i exclud că este frică. Este o izolare a oamenilor și ținerea lor în dezinformare. În dezinformare. Iată acest lucru, actualmente, mass media, care este dirijată de un grup foarte clar, se folosește din plin și ea dezinformează oamenii. În pofida acestor dezinformări, Totuși, oamenii caută pe Unde este adevăr? Ce trebuie să facem? Dacă am ajuns la tema dezinformării, considerați că Curtea Constituțională este la cheremul PD-ului? Nu, categoric nu pot să spun lucrul acesta, că este la cheremul PD-ului. Atât pot să mă precep ca cetățean și ca constituționalist, că ar vrea PD-ul în genere să înghită tot, numai că nu știu ce o să termine. Deci avem încă instituții și persoane în funcțiile care nu intră în cărdășie cu obrazul, cu memoria și cu viitorul copil. Sunt în toate domeniile. Și în procuratură, și în justiție, și în poliție. În procuratură, dumneavoastră, considerați sunt, că mai sunt? Sunt, sunt. Și în poliție, și în consilieri, și primari. Sunt. Și conducători de întreprinderi. Sunt. sunt. Dacă nu erau ăștia, atunci la noi în genere, era să fie complet. Deci sunt. Problema cu Conste și eu vă doresc dumneavoastră realizări în continuare uh -huh. la aceste teme, pentru că în fiecare zi, dacă nu unul altul, ne de cel puțin cinci teme de discuții ca să le lămurim la oameni. Foarte clar. Și atunci o să ne fie nouă mai bine. Iată, iar se organizează la 1 octombrie ce? Nu știu ce. Un nou protest. Proteste, proteste, acum se organizează da, mai multe dar, și oamenii sunt în eroare, apropo, se, apropo, cu aceste nu, nu. proteste Stați și cu... Se, se pentru că, vă explic, oamenii s-au săturat de proteste. Aici este părerea mea personală. Oamenii s-au săturat de, dreptul de proteste. după Constituție. Oamenii, -au sătur... oamenii, vor deja decizii clare, acțiuni concrete și ca să nu mai aștepte uh, în sărăcia în care sunt eu, să facă, va... suntem noi, să-și facă valizile și să plece. Pentru că uh, acum omul este pus la dilema. Ori să stea să suporte mizeria care este în țara la noi, ori să-și facă Că lizile și să plece în Europa. Într-o țară mai dezvoltată. e -o mare. Tot. Și doar, doar prin acțiuni concrete a oamenilor care au zis că au verticalitate și mai sunt patrioți, am putea să ajungem undeva, dar nu putem să negăm atât de vehement una și alta, și să neglijăm niște lucruri care sunt până la urmă, până într-o perioadă anumită cât au fost ele. El, de exemplu, alegerile până în 2018. Avem. Ce avem în Parlament și avem trebuie să, în 2018, zice, să ne facem mânicile și să mergem la vot așa cum ar trebui să votăm. Mai departe, avem un președinte. Haideți să acceptăm această perioadă și să vedem care sunt plusurile, minusurile acestei perioade și să propunem altceva mai departe. De ce noi nu vorbim nimic despre cei patru ani a ultimului, unde a ajuns această funcție și ce a fost cu ea? Haideți să vorbim, dar cu o temă aparte, numai pe acești patru ani. Și atunci discutăm. Deci, se, se vede și e foarte frumos, foarte bine să stai bine ușor într-o parte, și să condamn pe unul care este în funcție, e foarte ușor. Eu e, vreau să vă spun. Ma, aveți dreptul după o Constituție la opinie, dar este ironat. De ce? Dacă actualul președinte, într-adevăr, vrea să fac ceva, dar eu exclud. Dar unde din este din diferența star? dintre a vrea, a face și a nu vrea. Păi, dar ce nu respect Constituția? Dar unde nu se respectă? V-am rugat să spuneți punctat. Dar arătați în vreun punctaj care el o respectat. El cu mesaj în Parlament a venit. Un exemplu. Păi dar nu este obligatoriu să vii. Cum? Adică țara arde, dar baba schiaptă. Dar nu e vorba acum. Nu, stimate domnișoare, nu confundem lucrurile aici. Societatea ce nu-i sub președintului are un aparat de 80 de persoane, consilieri și care au observat că este de parte de problemele societății și chiar însuși președintele Republicii este de parte de problemele. Iată aceste probleme. A venit și statului în Parlament ca organ reprezentativ. Lasă să spună. Credeți, că, iată oameni credeți buni. că Parlamentul va primi și va... A, ia de și crede o altă vorbă. Dar de ce nu vine? Schimbarea sistemului politic poate fi efectuat numai prin modificarea Constituției sau poate și de, de către Parlament sau sunt și alte căi? Deci, regimul politic este reflectat în Constituție și conform legislației în vigoare, unic organ de a modifica Constituția este Parlamentul, cu votul la cel puțin două treimi din deputați. Vă spun că reforma constituțională prevedea că acest drept să aparțină poporului și era o Constituție echilibrată, cu răspundere la fiecare. Și atunci nu mai vine că am pus Depus jurământul pe Constituție, uh -huh. și după ce a depus jurământul și am îmbrăcat medalia și de aur, să mă arăt cât frumos, eu am uitat Constituția și o arunc. Dar este și expresia șefului de stat, care zic, să respect Constituția. El spune, dar eu nu mă supun la decizia Curții Constituționale. Mă scuzați, dar ce fel de declarație asta e? La un șef de stat. Ce Dar declarațiile președintelui Parlamentului pe care le facem ultimul timp sunt uh, declarații de un președinte o, de Parlament. O vorbă și la noi la Comuna dacă, Manta. Dacă, dacă tot ajungem Tukahul, să, -i de, stat... să i tragem așa nu. Prin, Eu dem. prin laser Eu dem. Pe toți, Eu dem. La noi în Comuna Manta județul este așa o expresie. Colac pistipubăză. Cum îi tandea și așa mandea. De ce v care soluție soluția, totuși, după părerea dumneavoastră în Republica Moldova ca să domnul ajungem? domnul președinte într-adevăr vrea ceva să facă, dacă se pricepe, lasă să pună Parlamentul în situație, zic oameni buni, ia te vedeți? Eu am venit în Parlament cu un mesaj pentru voi. Nu a vrut să asculte. Uh -huh. Am venit a doua oară, nu a vrut să asculte. Dar el șede și din biroul dumnealui și, hau, hau, pardon de frații, cum este explicat, domnul președinte de Parlament, din altă parte, asta ce e realizarea funcțiilor stabilite de, de Constituție? asta e atenția față de problemele societății? Nu. Asta este așa, aruncare. Nu N-am împuternicit. Republică prezidențială. Vă asigur că idee nu are ce Dar înseamnă Republică prezidențială ca regim politic. Parlamentul nostru are idee ce înseamnă Republică parlamentară În și mare parte nu. În mare parte nu. În mare parte nu. Și ați spus că cei care o... Transfugii ce e. Uh -huh. Ei trebuie să poartă răspundere persoanele. Și pentru cine că... poartă răspundere? Vedeți? O, Noi ajungem, aici la, situația, problema. ajungem aici. la situația că, până la urmă, nimeni nu poartă nicio răspundere. S-a creat situația pentru că nu au fost trași la răspundere Respect. În timpul nostru, mă iertați, iar revin la Parlamentul 90. Așa, baza conii nu se făceau. Imediat erau chemați la Parlament. Imediat, orice ministru, orice întrebare și interpelare. Parlamentul are dreptul. Ce drept? ar trebui să fie făcut cu acei transfugi care au uh, trădat interesele? Poporului? Ei au uh, protecții constituționale, că mandatul lor este reprezentativ și el nu poate fi retras atât timp cât ei sunt în funcție. Deci, până în 2018, ei au. Cum? Deci, suportăm și ei și avem, lucrăm cu materialele clientului. Dar după 2018 am putea nu să. Nu că, după noi, deja de astăzi sau mai precis de ieri, trebuie să lucrăm, să punem la tablă cei care au greșit. Nici să nu-i vedem, nici în circunscripții uninominale, nici pe liste, nici pe uno, nici un partid. Partidul este o organizație care își asumă răspundere pentru guvernare. Și răspundere poartă partidele noastre din Parlament. Practic, niciun nimic. Niciuna. Înseamnă că s-a epuizat cartușele s-au terminat, trebuie de pus Cel mai trist este, domnul Arsenic, că până la urmă oamenii suportă toate lucrurile astea și sunt uh, actorii uh, sus care nici nu se gândesc nu la actori, la, da, la, da, la Sunt popor. spectatorii. Nu, uh, actorii de sus nici nu acceptă uh, durerile și mm, trăirile celor de... Nu le, ei n-au cum să le accepte pentru că ei n-au acest semn de naștere politică. Nu l-au. A simți necesitățile pe trebuie să ai un simț omenesc născut. Dar Noi dacă am, nu... am ieșit din timp uh, și nu mai avem uh, absolut, îmi spune regia, că îmi cade și casca permanent și nu aud regia. Uh, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studio și or, oricum uh, consider că uh, în Republica Moldova uh, ar trebui să fie o persoană care să răspundă pentru tot și să-și asume această uh, sărăcie și să, să meargă în așa fel ca să... Eu vă răspund! Contra. Da, argument. da, da. Fără nu, ca, sunt eu, dar nu e, o persoană puternică a fost Hitler. Și, și s-a terminat Germania? Dar nu, nu, nu. nu, vorbim la extreme. Nu vorbim la extreme. Noi acum ne dăm seama, dăm seama că Voronin în, în unele situații a fost bun. Dar da, asta, da, asta e, e foarte deci târziu. Dacă neglijăm Constituția și legile, nici o persoană nu schimbă situația. Ia azi e bun, mâine e gata. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, punem punct ediție din această seară. Eu vă doresc seară bună și la revedere. La revedere.